N-am afișat calendarul lunii iunie pentru că aș vrea să fac anunțuri despre fiecare zi din această lună. Nici ca să vorbim despre concedii, să fim atenți să nu ne suprapunem. Nici ca să vorbim despre examene, ci ca să vorbim despre ceva mult, mult mai important. Astăzi suntem în 25 iunie. Te putea uita la săptămâna care tocmai a trecut și să pui degetul pe una din zile săptămânii și să spui, atunci mi-am dorit să vină Domnul. Ai putea pune degetul pe una din zilele săptămânii viitoare și să spun, cât îl aștept, mi-aș dori să vină Domnul. Crezi că ești pregătit? Câți dintre cei din casa ta, dintre prietenii tăi, colegii tăi, din biserica noastră, sunt pregătiți pentru venirea Domnului? În această dimineață aș vrea să privim la o întrebare pe care Matei ne-o ridică în capitolele 24 și 25. Cum te pregătești pentru venirea Domnului? Cum te pregătești? În aceste capitole, Domnul Iisus ne vorbește despre revenirea Lui, despre judecata noastră, adică despre lucruri care, în mod obișnuit, nu fac parte din discuțiile noastre. De ce? Anii le mai amintesc știrile din Rusia, știrile din Ucraina, mai primim un diagnostic, trebuie să participăm la o mormântare și atunci începem să ne gândim, da, va veni Domnul. Dar în acest text ne vorbește cel care a investit cel mai mult în veșnicia noastră, cel care este interesat cel mai mult de veșnicia noastră. Nu ne vorbește despre revenirea Lui ca să bage spaima în noi, că vrea să ne sperie și să-L ascultăm în acest fel, ci El este Cel care ne-a dat suflare de viață și a pus în noi nu doar curiozități, ce o să fie mâine, ce o să fie cu copiii mei, viitorul lor, ci a pus în fiecare dintre noi gândul veșniciei, dorința să fim în prezența Lui pentru toată veșnicia. Acesta ne vorbește despre revenirea Lui. Unul care atunci când ne vorbește despre iad, spune, nu-i pregătit pentru voi. A fost pentru diavol și îngerii lui. Mă doare când oricare îmi întoarce spatele și alege să meargă acolo. Acum, discuția începe în templul lui Irod. Aceasta e o reconstrucție a templului lui Irod. Ieșind din templu, Iisus a plecat, iar ucenicii lui s-au apropiat de el ca să îi arate clădirile templului. Templul, curțile și toate clădirile anexe. Și erau uimitoare, atât ca mărime, cât și ca arhitectură. Depășeau cu mult templul lui Solomon, o referință în istoria lui Israel. Îl depășeau din toate punctele de vedere. Mai mult, când uităm la Ierusalimul din acele zile, complexul templului ocupa o suprafață semnificativă din suprafața întregii cetăți, Ierusalimul din secolul I. Așa că reacția ucenicilor de admirație este una normală, normală. Rabinii spuneau, cine n-a văzut clădirea lui Irod, templul lui Irod, n-a văzut nimic frumos în viața lui. Dar răspunsul Domnului Iisus nu-i doar surprinzător, ci este șocant când se uită la templu. Și el spune în felul următor, vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră peste piatră, care să nu fie dărâmată. Și exact așa s-au întâmplat lucrurile. În anul 70, romanii au distrus templul și rămășițele pe care noi le mai putem vedea astăzi nu fac parte din zidurile templului, ci din fundația lui. Ucenicii pun o întrebare care trasează direcția pentru aceste două capitole. Când s-a așezat el pe muntele măslinilor, în apropierea templului, ucenicii s-au apropiat de el, au venit la el deoparte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla toate acestea? Când va fi distrus ceea ce vedem noi, templul? Și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Și răspunsul Domnului Iisus urmărește cele două direcții trasate de întrebarea lor.
Prima parte le răspunde la întrebarea când va fi distrus templul și după aceea începe să le spună care este semnul venirii lui. Dar, în timp ce răspunde la ambele întrebări, Domnul Iisus are o singură preocupare. Și preocuparea lui sunt ucenicii și biserica care se va forma în jurul lor. Spun asta pentru că avem 32 de versete care ne vorbesc despre dărâmarea templului. Dar 62 care ne vorbesc despre revenirea lui Hristos, pentru care toți ucenicii, întreaga biserică, trebuie să fie pregătită. Și Domnul Iisus este interesat ca la venirea lui, urmașii lui, să fie pregătiți. Dacă Domnul Iisus ar fi fost preocupat doar să le răspundă la curiozități istorice, le-ar fi putut spune foarte scurt: va fi distrus în anul 70 și venirea mea e o surpriză pentru toți. N-aveți nevoie și n-o să primiți dată. Dar preocuparea evidentă a Domnului Iisus sunt ucenicii. Cu ei discută în aceste capitole, doar cu ei. Cu ei discută astăzi, cu noi discută astăzi, despre venirea Lui. Nu doar proporțiile, ci și poruncile, atenționările, îndemnurile, avertizările care sunt constant menționate în text. Vizează pe urmașii lui Hristos și pregătirea lor pentru venirea Domnului Iisus. Pentru că acest răspuns trebuie să fie un reper la care ai lui să se întoarcă, să nu fie înșelați, amăgiți, înspăimântați, ca și restul oamenilor, de lucrurile care se întâmplă în istorie. Iată preocuparea Domnului Iisus pentru ucenici exprimată în cuvintele lui. Luați seama să nu vă înșele cineva. Veți auzi despre războaie și zvonuri despre războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Atunci, ce din Iudeia să fugă în munți? Cine va fi pe acoperiș să nu se coboare ca să mai ia ceva din casă? Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă în urmă ca să-și ia haina? Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru cei aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va zice cineva: iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu credeți. Că se vor ridica Hristoși mincinoși și profeți mincinoși și vor face semne mari și minuni ca să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată, v-am spus dinainte, învățați de la smochin pilda lui. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, este chiar la ușă. Vegheați așadar, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. De aceea și voi, fiți gata, căci Fiul omului vine în ceasul în care nici nu vă gândiți. Vegheați așadar, că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Cu alte cuvinte, a doua venire a Domnului Iisus va fi la fel de surprinzătoare ca și prima. Surpriză pentru toți. Dar esențial este răspunsul pe care îl dai primei lui veniri. Pentru că acest răspuns te pregătește pentru revenirea lui. Dar dacă le resping, dacă nu mă interesează că a venit deja odată, nu mă interesează lucrarea lui, nu mă interesează cuvintele lui, ce mă așteaptă? El pe toți ne-a chemat aici. La nunta fiului de împărat, el își dorește ca toți să fim parte la această nuntă, dar nu ne obligă. Nu ne obligă să ajungem acolo. Iată care sunt opțiunile sau care e alternativa. Capitolul 22, începând cu versetul 2. Împărăția cerurilor se seamănă cu un rege care i-a făcut nuntă fiului său. I-a trimis pe robii săi să cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis apoi alți robi și le-a zis: spuneți-le celor chemați: iată, ospățul meu este pregătit, taurii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate și toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei,
fără să le pese, au plecat. Unul la ugorului, iar altul la negoțului. Ceilalți au pus mâna pe robii lui, i-au bajocorit și i-au omorât. Când a auzit aceasta, regele s-a mâniat. A trimis oștile sale și i-a nimicit pe ucigașii aceia și l-a pârjolit cetatea. Aceasta s-a întâmplat pentru ei și se va repeta pentru toți cei care au respins prima venire a lui Hristos. Atunci, templul a fost distrus. La venirea lui toți vom sta la judecată înaintea lui. Aș vrea să mă mut acum pe ultima parte a răspunsului Domnului Iisus. Care este, care va fi semnul venirii tale? Și aici Domnul Iisus nu lasă semne de întrebare. Nu știți nici ziua, nici ceasul. Nu este treaba voastră. Prin urmare, rolul nostru sau responsabilitatea noastră este să veghem, să fim pregătiți pentru acea surpriză. Nu numai că Domnul Iisus vrea să fim pregătiți pentru venirea Lui, dar e suficient să trăim în lumea asta, atinsă de păcat, atinsă de război, atinsă de mizerie și de boli, că ne dorim altceva, mai mult, mai bun, mai curat decât pământul pe care trăim. Și nu putem avea așa ceva decât dacă El va reveni. Și Domnul Iisus își formulează acest răspuns despre a doua lui venire în pilde. Iată ce ne învață pildele. Ce înseamnă să veghem? Relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine, relația cu biserica și relația cu lumea. Prima pildă este despre două categorii de robi. Unul credincios, unul necredincios. Unul care își împlinește responsabilitatea primită și unul care o neglijează. Și Domnul Iisus ne spune că a veghea înseamnă să-ți împlinești responsabilitatea pe care El ți-a dat-o. În pilda celor 10 fecioare, a veghea înseamnă să te pregătești pe tine însuți, pe tine însăți. Nimeni nu poate face acest lucru în locul tău. În pilda talanților, a veghea înseamnă să muncești din greu. Nu ca să ai mai mult, ci ca să crești averea, bogăția stăpânului tău. Iar judecata este exprimată în termenii despărțirii oilor de capre, care este o imagine a consecințelor faptelor noastre. Unii au privit în viață și la nevoile altora, fraților lor de credință, alții doar la ei înșiși. În ziua aceea vor fi despărțiți. Îndemnul principal este enunțat în capitolul 24, versetul 42. Vegheați așadar, pentru că nu știți ziua în care vine Domnul vostru. Și asta e clar și ar trebui să ne fie suficient ca să contrazicem pe oricine care îți propune odată pentru revenirea lui Hristos. Dar iată o afirmație și mai intrigantă. 24:36. Însă despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum așa? Fiul lui Dumnezeu nu știe când o să se întoarcă, dar Tatăl știe? Cum se poate asta? Nu pretind că o să vă ofer o explicație completă, dar eu sunt suficient de liniștit ca să mă așez pe această direcție. Iată punctul de pornire. În a doua sa epistolă, apostolul Petru ne spune că el a fost de față la schimbarea de față, la fața lui Hristos. El împreună cu un grup restrâns de ucenici. Și el ne spune, noi atunci am văzut măreția lui. Ceva mai mult decât au văzut ceilalți ucenici. Toți oamenii care au fost martori la întruparea Fiului lui Dumnezeu. Noi am văzut ceva mai mult acolo pe munte. Noi am văzut măreția lui. Și pentru că am văzut măreția lui, noi vă vestim că el va reveni și va fi așa cum l-am văzut noi acolo pe munte, sau cel puțin așa. Așa că de atunci încolo apostolii n-au nicio problemă să-ți vorbească despre Iisus ca fiul lui David, fiul lui Avram, un om, și în același timp fiul lui Dumnezeu, fiul prea iubit al Tatălui, și să le pună împreună.
chiar dacă nu le explică în întregime. Cum adică? El este Fiul lui Dumnezeu atotputernic și ajunge în pustie și flămânzește. Fiul atotputernic al lui Dumnezeu stă lângă noi în corabie și obosit și adoarme lângă noi. Fiul lui Dumnezeu, omniprezent, merge cu noi și noi l-am văzut, mergând din cetate în cetate, în tot Ierusalimul. Fiul lui Dumnezeu, omniscient, nu știe când va reveni, dar Tatălui știe. Nu numai că astfel de texte pun împreună ce înseamnă umanitatea și divinitatea lui Hristos și nu ni le explică așa cum am vrea noi, în întregime, ci doar le afirmă, doar le declară, dar ne și învață ceva. Cum să depindem în întregime de Dumnezeu? Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine, de ce a însemnat slava Lui? Ca să se înghesuie într-un trup de om și a trăit printre noi ca un rob, depinzând de Tatăl. Păi El ne cheamă pe același drum. Când n-avem totul, nu suntem ca El, dar să depindem în întregime de Dumnezeu. N-avem niciun model mai bun pentru a învăța să depindem de Dumnezeu decât Fiul care a renunțat la puterea Lui, la slava Lui, la tot ce avea înainte de întrupare. Și a depins în întregime de Tatăl atunci când a fost pe acest pământ. Avem nevoie de modelul Lui. Să ne încredem în El și în cuvintele Lui. De ce? Pentru că revenirea Lui va fi capotopul. Surpriză pentru toți. Surpriză pentru toți. Pentru unii va fi cea mai plăcută surpriză. Îl vor vedea pe Cel în care au crezut. Bucurie negreită și plină de slavă, ne spune Apostolul Petru. Pentru alții va fi cea mai neplăcută surpriză când El va reveni. Unii vor spune, întârzie să vină. Alții vor spune, a venit prea devreme. Mai avem nevoie de timp. Numai unii trăiesc viața așa încât să fie pregătiți atunci când El vine. Chiar dacă e o surpriză, revenirea Lui. Sunt gata să-L întâlnească, ne va spune pilda celor 10 fecioare, chiar și în somn, chiar dacă dorm. Dar venirea Domnului va fi la fel de surprinzătoare ca atacul unui hoț în noapte. Pentru că pregătirea înseamnă să-ți asumi un mod de viață, să trăiești ca să fii pregătit, în orice clip. Nu să faci calcule, nu să faci predicții, nu să te agăți de o dată pe care ți-o dat-o un om sau pe care ai inventat-o tu. Din moment ce noi nu știm nici ziua, nici ceasul, înseamnă că da, vom fi luați prin surprindere, toți. Așa se va întâmpla, n-are rost să ne mai chinuim, să ne batem capul cu asta, vom fi surprinși. Și asta înseamnă că atunci când noi îl ascultăm pe Domnul Iisus, ascultăm pildele Lui. Robii care sunt surprinși de revenirea Lui, suntem noi. Fecioarele, chipzuite și nechipzuite, suntem noi, strânși împreună, ascultând cuvântul Lui. Oile și caprele care vor fi despărțite la venirea Lui, suntem noi, care stăm și știm, am auzit că El o să revină, dar o să fim surprinși de momentul revenirii Lui. Marea întrebare este ridicată de acest verset. Cine este, deci, robul acela credincios și chipzuit? Cine este? Pentru că nu toți sunt credincioși și chipzuiți. Unii sunt irresponsabili. Pilda celor dă o categorie de robi. Arată că nu-i treaba noastră să știm data și ora întoarcerii stăpânului, ci treaba noastră este să știm ce ne-a spus El să facem până va veni El. Să știm exact care e responsabilitatea primită și să o împlinim. Indiferent că îl vedem, indiferent că nu-l vedem, noi să muncim ca și cum El e acolo de față, ca și cum ar veni astăzi. Oricine ne spune această pildă, oricare dintre noi, poate să pară un rob bun, un bun administrator al responsabilității pe care a primit-o de la stăpânul său. Dar, surpriză, la sfârșitul vieții să ajungă acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că a fost irresponsabil cu lucrul care a fost încredințat.
Cine este, deci, robul credincios și chibzuit, pe care l-a pus stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea hrană la vremea cuvenită? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, atunci când va veni, îl va găsi făcând astfel. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate avuțiile sale. Dar, dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu întârzie și începe să-i bată pe tovarășii lui, să mănânce, să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, ipocriților. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vegheați așadar, pentru că nu știți ziua în care va veni Domnul vostru. Vegheați, pentru că nimeni nu-l poate cunoaște pe Hristos în locul tău. Nimeni nu se poate pregăti în locul tău. Câte știm noi despre obiceiurile de nuntă din primul secol în Israel? Toate începeau în casa mirelui. Și el pornea de la casa lui spre casa mirese. Și acolo era ceremonia de nuntă. De la casa mirese se întorceau la casa mirelui pentru petrecerea de nuntă. Și o astfel de nuntă o descrie Domnul Iisus în pildă. Cele 10 fecioare sunt prietenele miresei, domnișoarele de onoare, care vor să fie acolo, la nuntă, vor să fie acolo. Dar toate dorm. Ați participat la vreo nuntă a cărei ceremonie să înceapă la miezul nopții? Nicele, așa că au dormit în așteptarea mirelui. Fecioarele înțelepte nu sunt egoiste, nu sunt zgârcite când nu lasă uleiul din mâini, când nu îl împart cu celelalte care nu și-au adus ulei. Cine transmit un mesaj? Nimeni nu se poate pregăti în locul tău. Nimeni nu-l poate cunoaște pe mire, pe Hristos, în locul tău. Dacă eu ignor pregătirea, eu voi rata nunta, eu voi rata veșnicia cu Hristos. Nu putem pretinde că noi doi vom merge în același loc, în același ritm și vom ajunge deodată la destinație. Dacă rezervorul mașinii mele este gol și al tău este plin, e ridicol să zicem că vom ajunge în același loc, vom merge în același ritm. Pilda celor 10 fecioare ne arată că tu trebuie să te pregătești pentru nuntă. Nimeni nu poate face în locul tău. Adică să mergi, să trăiești în ritm cu mirele, în ritmul pe care el îl impune. Dar am putea formula mirarea celor neînțelepte, nepregătite, în felul următor. Doamne, Doamne, nu ne-am luat și noi candelele? N-am venit și noi în întâmpinarea ta? Nu ne-am arătat dorința să fim acolo, să fim parte la nuntă? N-am așteptat noi atât cât a fost necesar până ai ajuns? Nu ne-am trezit la primul strigăt care a anunțat venirea ta? N-am cerut ulei? N-am alergat în toiul nopții ca să ne cumpărăm ulei? N-am bătut la ușa potrivită? Nu ți-am spus că tu ești stăpânul nostru? Ba da! Ba da! Ați păstrat toate aparențele, de la început și până la sfârșit. Ați mimat dorințele unei inimi sincere, faptele făcute dintr-o inimă curată. Ați ales cuvintele potrivite, exact ce trebuia să spuneți. Ați folosit comportamentul pe care trebuia să-l aibă cineva care vrea să fie la nuntă. Dar de fapt ați trăit sub acoperire întreaga viață. I-ați înșelat pe toți cei care v-au văzut. V-ați înșelat pe voi înșivă. De la început până la sfârșit ați jucat teatru. Nu v-am cunoscut niciodată. N-a fost nicio relație între noi. Nu sunteți ai mei. V-ați risipit viața. Prea târziu ați venit.
să fii implicat în activități religioase, de dimineața până noaptea, până pici, nu-i tot una cu a-L cunoaște pe Hristos. Nu-i tot una, sunt lucruri foarte diferite. Nu există niciun substitut, niciun înlocuitor pentru cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Nu poți împrumuta, nu poți cumpăra relația altuia cu Dumnezeu. Cunoașterea pe care El o are despre Dumnezeu, nu o poți lua de la altul și să fie a ta. Trebuie să te pregătești tu însuți. Nimeni nu-L poate cunoaște pe Hristos în locul meu dacă eu vreau să petrec veșnicia cu El. Nimeni nu poate fi cucerit de Hristos, încântat de El în locul tău. Tu trebuie să trăiești bucuria relației cu El dacă vrei să petreci veșnicia cu El. Dar El, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Întreabă-te sincer, ai putea spune că cea mai mare bucurie din viața ta e relația cu Hristos? Cât îl cunoști și cum îl cunoști pe El? Ar confirma Iisus răspunsul tău dacă este pozitiv? Ar spune că și El te cunoaște? Că relația voastră este vie? A vorbi nu e același lucru cu a te ruga. A cânta și a fi bucuros nu e același lucru cu a te închina. A predica nu e același lucru cu a-L cunoaște pe Dumnezeu din toată inima. A fi membru al unei biserici nu-i tot una cu a fi ucenic al împărăției cerurilor. A ști ceva despre Iisus, a memora cuvintele Lui, a le repeta, nu e același lucru cu a-L cunoaște pe El în mod personal. Nu e același lucru. Cunoașterea lui Hristos este lucrul acela cel mai revoluționar pe care îl putem avea, pentru că ne schimbă dinăuntru, ne schimbă inima, ne schimbă tot ceea ce suntem și ne pregătește pentru revenirea Lui. De curând am citit biografia lui Martin Lloyd-Jones, unul din cei mai mari predicatori ai secolului trecut. A fost dor de El pentru că în perioada studenției a fost unul din autorii mei favoriți. Capitolul meu favorit este ultimul, care descrie modul în care El a ales să se pregătească de moarte pentru revenirea, pentru întâlnirea Domnului. Cu puțin timp înainte să moară, El spune următorul lucru: când a venit boala aceasta, din cauza că eu eram acela care luam deciziile, am fost puțin tulburat în privința soției și a copiilor și tindeam să mă îngrijoresc ce se va întâmpla cu ei. Am fost izbăvit complet de asta. Știu că Dumnezeu se poate îngriji de ei mult mai bine decât pot eu. Și lucrul acesta nu mă mai tulbură. Și-a dorit să-L întâlnească pe Domnul și a fost izbăvit de teamă. Dragi bărbați, asta înseamnă să-L cunoști pe Hristos. Dacă ești soț, dacă ești tată și dacă ești bunic, să știi că în oricare din lucrurile, din relațiile tale, El poate să facă o treabă mult mai bună decât tine și își va împlini promisiunile, va face ceea ce a spus. Să-ți dorești să fii în mijlocul familiei tale, să fii între oameni, să fii între cei dragi. Dar când ești între ei, e să-L cunoască pe Dumnezeul tău. Când întâlnești pe oameni, să nu rămână cu imaginea ta și cu imaginea Lui pe care au învățat-o de la tine. Să ai bucuria sinceră și pacea că pe El l-ai făcut cunoscut. Nu te-ai tot lăudat pe tine, că cine ești tu și ce știi tu să faci. Când n-am mai putut să vorbească, Martin Lloyd-Jones le-a scris celor din familie următoarele lucruri: nu vă rugați pentru vindecare, nu mă opriți de la glorie. De ce? A înțeles că nimeni nu se poate pregăti pentru moarte în locul Lui. Nimeni nu se poate pregăti pentru întâlnirea cu Hristos în locul Lui. Și era pregătit să-L întâlnească.
Asta ne învață pilda celor 10 fecioare. Că e vital să-L cunoști pe Hristos și El să te cunoască. Relația ta cu El să fie vie, să nu fie o farsă. Și în felul acesta vei trăi într-un mod în care să fii pregătit pentru întoarcerea Lui. Chiar dacă vine în timp ce tu dormi, vei fi pregătit. Dar, până atunci, înmulțește averea stăpânului tău. Asta e datoria ta, dacă spui că-L cunoști. Conform acestei pilde, fiecare dintre noi care se numește ucenic al lui Hristos are daruri, are responsabilități și are în grija lui oameni pe care nimeni altcineva nu-i cunoaște și nu-i întâlnește din aceeași postură, din aceeași relație. Nu toți avem aceleași responsabilități, nu toți avem aceleași daruri, nu toți cunoaștem aceiași oameni. Dar venirea Domnului trebuie să ne întâlnească pe toți înmulțind averea Lui, nu averea noastră, lărgind împărăția Lui, nu împărăția noastră. Un talent cântărea aproximativ 34 de kilograme. Dacă erau de argint, era tot salarul pe care l-ar fi primit un muncitor timp de 20 de ani. 2 talanți, 40 de ani. 5 talanți, 100 de ani de muncă. O comoară. Stăpânul își încredințează comoara robilor lui și se așteaptă ca ei să o administreze bine, să o înmulțească, să se bucure făcând asta. Stăpânul își dorește să-i răsplătească cu drag la sfârșit și face lucrul ăsta cu bucurie. Dar pe cei care îi risipesc averea sau o îngroapă în pământ, îi desparte pentru totdeauna de prezența lui. Această pildă ne arată evident că vegherea în așteptarea venirii Domnului nu înseamnă pasivitate, nu înseamnă să dormi, nu înseamnă să te uiți atent la cer, ca la televizor. Și să știi că tu aștepți ultimul episod și când vine ultimul episod, tu să te aștepți să primești Oscarul pentru că te-ai uitat la filmul corect. Să stai la toate meciurile în tribună și la sfârșit să cobori și tu pe podium ca să-ți dea și ție cineva medalia, că tu ai văzut toate meciurile din tribune și ai aplaudat la fiecare atingere de minge. Nu, nu. Vegherea înseamnă implicare activă în înmulțirea averii stăpânului. Tot ce avem, tot ce primim este de la El și trebuie pus în slujba Lui. Nu poți pretinde că ai o relație cu Dumnezeu dacă nu poți pune degetul pe responsabilitatea pe care ți-o dat-o. Dacă tu nu faci nimic ca să înmulțești averea Lui. În cazul acela, tu ești stăpânul vieții tale. Nu ești robul Lui. Dacă ești robul lui Hristos, trebuie să pui degetul pe responsabilitatea pe care ți-o dat-o și pe care o împlinești în așteptarea venirii Lui. Altfel, te înșeli și vei fi dezamăgit, foarte dezamăgit, la sfârșit. Să fii rob al lui Hristos înseamnă să te uiți la cei din jurul tău. Ei sunt oameni, comoara pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o și să te întrebi, cu ce am eu, cu ce știu eu, cu ce pot face eu, cu timpul meu, cu energia mea? Cum pot înmulți averea stăpânului? Cum pot lărgi împărăția lui? Sau poți să dormi în dreptul acelorași oameni? Hristos nu se așteaptă să fie urmat de oameni leneși, care dorm pe comoara pe care El le-a încredințat-o. Nu. El caută robi buni și credincioși, care investesc, care administrează, care sunt dedicați cauzei Lui. Și din păcate, unii nu vor realiza acest lucru decât la sfârșit. Și va fi prea târziu. Va fi prea târziu. Și în ziua judecății se vor mira și vor întreba, Doamne, când Te-am văzut noi? Că toată viața nu Te-am văzut. Când Te-am văzut noi? Și aici este apogeul acestui text, care ne pregătește pentru venirea Domnului. La judecată, nu ți se va spune să te prezinți. Spune care sunt cele mai bune 100 de lucruri pe care tu le-ai făcut. Să vină cei mai buni prieteni a tăi să te laude. Că ce om bun ai fost! Câte fapte bune ai făcut! Și nu le știu ceilalți care n-au fost așa apropiați de tine.
Nu, nu ți se va cere CV-ul. Hristos îți va spune cine ești și cum ai trăit, cu adevărat, dincolo de toate măștile pe care le-a arătat oamenilor. Ne va spune adevărul despre noi înșine. Și asta e singura părere care contează pentru toată veșnicia, ceea ce El ne spune despre noi înșine. Fiecare din cele două categorii de oameni, și oile și caprele, pun aceeași întrebare. Doamne, când te-am văzut noi flămând? Sau însetat? Sau străin? Sau gol? Sau bolnav? Sau întemnițe? Când te-am văzut? Că nu te-am văzut. Toate lucrurile menționate în această întrebare și în răspunsul Domnului Iisus. În biserica noastră sunt cuprinse în lucrarea de ajutorare. Ați observat acest anunț? Apare înaintea fiecărui program al bisericii, de câteva luni bune. În fiecare newsletter al bisericii, săptămânal, luni apare și acest anunț. Știți de ce? Pentru că avem nevoie de un coordonator pentru echipa de ajutorare. Pentru că sunt o grămadă de locuri disponibile în echipa de ajutorare. Iată ce fel de oameni așteaptă Domnul Iisus în echipa de ajutorare. Iar cei drepți îi vor răspunde, oameni drepți, care sunt faptele lor? Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Și împăratul le va răspunde, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi l-ați făcut, mie mi l-ați făcut. Acum, chiar dacă și în biserică folosim o grămadă de ecrane, în lumea noastră dominată de ecrane, această lucrare nu o să aibă niciodată mulți admiratori, niciodată. Pentru că nu are de-a face cu a fi în jurul vedetelor, a fi cunoscut pentru prietenia pe care o ai cu cei mai cunoscuți oameni. Dar, surpriză, ne spune Domnul Iisus, în ziua judecății lucrurile vor sta exact pe dos. El însuși a privit toată istoria cu bucurie la astfel de oameni implicați într-o astfel de lucrare. S-a regăsit în faptele lor. Știați că darul ajutorării este unul din darurile Duhului Sfânt? Cel mai neglijat, poate. Pentru că noi știm despre altele, nu-i așa? Sunt mult mai multe daruri care ne vin în minte atunci când spunem darurile Duhului Sfânt. Unii nici nu l-am pune pe listă, nici nu știm că este în Biblie. Dar este unul din darurile Duhului Sfânt, încredințat acelora care vor să fie ochii lui Hristos în trupul lui, adică să identifice o nevoie. Mâna întinsă a lui Hristos spre acea nevoie, încercând să o împlinească. Prezența lui Hristos, fiind alături de cel aflat în nevoie. Să meargă pentru o vreme cu el pe drum. Dispus să-i ajute pe cei simpli, anonimi, neînsemnați, frați ai mei, spune Domnul Iisus. Și aici nevoia, exprimată în termenii hranei, a băuturii, nealcool ce bănuiesc, a găzduirii, a prezenței, adică a vizitării și a hainelor. Cei care împlinesc astfel de nevoi se poartă așa cum a făcut stăpânul pentru toată perioada când a fost pe pământ, preocupat de nevoile altora, nu de ale sale. Iar în ziua judecății, când sunt chemați de stăpân, par să nu scoate telefonul și să-și arate selfie-urile cu toți cei pe care i-au ajutat, data și ora, cu ce au făcut, ce zâmbet au adus ei pe chipul tuturor celor pe care i-au ajutat. Pentru că n-au avut astfel de intenții. Ei pur și simplu au trăit așa cum l-au văzut pe Hristos, cum au învățat de la El. Au fost asemănători cu El, fără să regizeze acest lucru. A fost natural să trăiască ca și Hristos. Și în acest timp, ei semănau și El era în ceruri. Și ca și Iov, Hristos
Ca și despre Iov, Hristos vorbea despre, l-ai văzut pe robul meu? Și n-auzeau nimica pe pământ. Hristos continua să vorbească și ei doar la judecată află că Hristos a văzut. Și Hristos de-abia așteaptă să-i răsplătească. Pentru că în timp ce el nu era pe pământ, vizibil printre noi, el s-a purtat ca vedetele bisericii, ci au slujit așa cum stăpânul lor a slujit. Greșeala celorlalți nu e că au planificat să facă răul, ci că nu și-au dorit să facă binele, că n-au fost preocupați de nevoile altora. Au avut o singură pasiune, nevoile lor, interesele lor, dorințele lor. Asta a fost tot, visurile lor. Și au fost stăpânii vieții lor. N-au fost robii lui Hristos. N-au fost robii lui Hristos. Și această perspectivă din ziua judecății și modul în care Domnul Iisus descrie ori de câte ori ați făcut asta, mie mi le-ați făcut, ar trebui să ne ajute să înțelegem care este valoarea fiecărei lucrări din biserică. Care sunt oamenii pe care îi slujești? Le știi numele? Știi nevoile lor? Sau știi lucrurile pe care le ai în casă și de care te scapi și le dai lor? Ești ochii lui Hristos, mâna întinsă a lui Hristos, umărul lui Hristos, prezența lui Hristos pentru ei? Ce ne arată imaginea din ziua judecății e că relațiile pe care le avem acum cu cei din biserică, ochii pe care avem deschiși pentru ei, ne arată cât de pregătiți suntem ca să-L întâlnim pe stăpânul lor, pe fratele nostru mai mare, pe Iisus Hristos. Ori de câte ori ne uităm la acești neînsemnați frații ai Lui, noi ori ne uităm, ori îl ignorăm pe fratele nostru mai mare, Iisus Hristos. Dacă completăm astfel perspectiva despre oricare lucrare a bisericii și spune, da, stăpânul meu e Hristos și eu slujesc pe oameni, dar dincolo de oameni este Hristos, nu așa că lucrurile capătă o și mai mare valoare? Cum ar trebui să se schimbe lucrurile pe care le fac eu dacă beneficiarul ultim al slujirii mele este Hristos? Cum ar trebui să predic altfel? Cum ar trebui să cântați diferit? Cum ar trebui să faci orice lucrare dacă tu îl slujești cu adevărat pe Hristos și El este stăpânul tău? Sau care e lucrarea în care ar trebui să intri și să începi să slujești dacă până acum ai stat degeaba? Și cum ar trebui să-L slujești? Vestea bună, cred eu, e că dacă ești conștient că sunt nevoi mult mai mari decât poți împlini tu, ești pe calea bună, ești pe calea bună. Pentru că în cuvintele Scripturii noi nu suntem stăpâni, noi suntem robi. Un copil care vine la Hristos și spune, eu am 5 pâini și 2 pești și asta e tot ce am. Dar ți le dau ție, cu toată încrederea, că tu poți să le înmulțești și să faci nespus mai mult decât eu îți cer și decât eu cred. Tu poți să faci mai mult dacă le pun în mâna ta. Și până atunci, noi așa suntem chemați să trăim, cu convingerea că orice punem în mâna Lui, El poate să înmulțească și să facă din ele o binecuvântare pentru alții. Vegheați așadar, sau vegheați în acest fel, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul. Aș vrea să mă întorc la întrebarea pe care am pus-o la început. Cum te pregătești pentru venirea Domnului? Și să vă invit să-i răspundeți lui Dumnezeu în rugăciune. Să-i răspundeți lui cum vă pregătiți pentru venirea Domnului. Într-o rugăciune personală, fără voce tare, ci în tăcere, fiecare dintre noi să ne rugăm lui Dumnezeu. Cum mă pregătesc pentru venirea Domnului? Exact așa cum am trăit săptămâna asta. Exact așa te-ai pregătit și tu. Cu fiecare zi, noi am ajuns mai aproape de venirea Lui. Și nu putem schimba nimic din trecutul nostru. Dar putem să îl aducem înaintea Lui. Putem să ne evaluăm în prezența Lui. Și putem să-i cerem har pentru azi, pentru mâine și pentru oricare zi pe care El ne-o va încredința. Așadar,
În ce fel ai vegheat în această săptămână și te-ai pregătit pentru venirea lui Hristos? Am slujit având convingerea că implicarea mea contează pentru Hristos și este valoroasă în ochii Lui, că El este stăpânul meu. L-am slujit cu bucurie. Când mă la biserica Lui, știu care este bucuria Lui, știu care sunt așteptările Lui, durerile Lui, când se uită la noi, la biserica noastră. Am fost un rob credincios, de încredere, harnic și înțelept, care și-a investit timpul, energia, tot ce are, în împărăția cerurilor sau în împărăția mea? Oare am fost un leneș, un ipocrit, care a irosit o grămadă de ocazii în această săptămână ca să lărgească împărăția cerurilor? Am vegheat la sufletul meu? S-am fost preocupat doar cum să mă distrez mai bine? Să mănânc și să beau și am rănit pe frații și pe surorile mele, prin cuvinte sau prin fapte? Ce-ar spune cei din apropierea mea? Am trăit printre ei ca și slujitor al lui Hristos? Sau ca și unul care face pe șeful? Și sub masca pe care o are, își urmărește întotdeauna nevoile și interesele lui. Niciodată n-are un ochi pentru altul. Am trăit ca unul care se pregătește pentru nunta cerească? Cunoscându-l pe mire, știind că nimeni nu se poate pregăti pentru o nuntă în locul meu? Poate Hristos să mă numească un rob bun și credincios? Atunci când se uită la săptămâna mea? Sau am îngropat, am ucis fiecare ocazie pe care mi-a încredințat-o ca să lărgesc împărăția Lui? Poate Hristos să spună că da, mă cunoaște și eu îl cunosc pe El? Aș vrea să vă invit, așa cum stăm, în tăcere, fiecare dintre noi să îi răspundă Domnului la aceste întrebări.